Moment stânjenitor în capitala Spaniei Madrid, premierul României Viorica Dăncilă și președintele Guvernului Spaniol, Padro Sanchez, s-au încurcat în scaune la momentul semnării documentelor bilaterale. Gafa Protocolar a fost repede colectată de reprezentanții Guvernului din Madrid. Momentul semnării documentelor a apărut pe pagina de YouTube a Guvernului României în filmul de prezentare postat pe site-ul instituției, GAF a fost însă omisă. Guvernul spaniol a procedat asemănător, protocolul de semnare apare în filmul de prezentare, însă momentul stânjenitor a fost exclus. România a semnat un memorandum de înțelegere între Ministerul Apărării din țara noastră și Spania privind cooperarea în domeniul apărării. Un alt document semnat a fost memorandumul de înțelegere între institutele naționale de administrație din cele două țări. Vizita de lucru a premierului României a inclus și o întâlnire cu regele Spaniei. Câțiva zeci de români au protestat la Palatul Zarzuela împotriva venirii premierului României în Madrid. Au făcut chiar și o petiție în care îi cereau regelui să nu o pe Viorica Dăncilă la întâlnire. La protest, mai mulți manifestanți s-au plâns că Viorica Dăncilă a refuzat să se întâlnească cu ei. Doamna prim-ministru ne-a văzut de la o distanță de vreo 30 de metri. Am înțeles de la poliția locală că a cerut că nu vrea să vadă niciun român. Noi am fost în jur de 250, dar au fost și șapte persoane care au venit să o vadă, erau susținători. Nici ei nu au fost primiți pentru că dânsa nu a vrut să vorbească cu nimeni. A declarat un unul dintre manifestanți pentru un post de televiziune. Pentru că nu aveau autorizație, manifestanții au fost alungați de poliție. Protestul s-a încheiat fără incidente. Manifestanții au mai protestat și în fața ambasadei României în Spania, unde au cerut demisia guvernului și a premierului României.